Ca în fiecare an, cum se apropie sărbătorile de iarnă, cum năvălesc peste noi anunțurile cu tot felul de acțiuni caritabile, care au ca beneficiari părinții abandonați de copii, bunicii uitați prin centrele de specialitate și, nu în ultimul rând, copiii abandonați de părinți sau din familii cu probleme. Este perioada în care suntem îndemnați să donăm alimente, dulciuri, haine și jucării. Pentru mulți dintre cei care dau curs îndemnului umanitar, asta înseamnă însă curățenie prin dulapuri, pentru că nu de puține ori jucăriile și articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt vechi, uzate de atâta purtare. Nu le mai poartă donatorii, nu le aruncă la gunoi, le aruncă în plasele cu cadouri, pe principiul că sunt bune și pentru alții. Situație degradantă, deoarece ne lipsește respectul față de părinții, bunicii și copiii pe care, în acest mod, îi catalogăm ca făcând parte din categoriile inferioare nouă. Totul pornește de la anunțurile în care nu se specifică faptul că, dacă vrei să faci o bucurie, să pui în punga cu cadouri și o hăinuță nouă, cu etichetă, astfel încât cel care o primește să simtă cu adevărat că îi este destinată. Tocmai de aceea merită promovată acțiunea de strângere de cadouri de Crăciun pentru copii abandonați și bunicii uitați, derulată în perioada 12-20 decembrie de către Primăria Hunedoara, sub filiala de Cruce Roșie și Biblioteca Municipală Hunedoara. Primim în cadrul acestui proiect doar cutii ce conțin lucruri noi sau într-o stare foarte bună. În cazul în care darurile constau în încălțăminte sau îmbrăcăminte, pe eticheta cutiei trebuie trecută și mărimea acestora. Atenție, cutiile nu trebuie să conțină alimente perisabile sau care s-ar putea deteriora în timpul manipulării și nici haine vechi ori încălțăminte veche. Împreună vom reuși să aducem un zâmbet pe chipurile cât mai multor copii și bunici încercați de soartă, astfel încât și pentru ei urarea Crăciun fericit să se poată împlini, au anunțat organizatorii. Respect față de destinatarii cadourilor, dar un mare respect și pentru inițiatorii proiectului.